Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face provocarea șuc cu mânuțele mele! Corect! Noi astăzi răspundem la provocarea de pe canalul Alexunia TV. Link-ul la canalul Alexunia TV îl veți găsi sus pe ecran și jos în descriere. Și în descriere la acest video. Să intrați neapărat pe canalul lui Alex și să vedeți cât suc a scurs el dintr-un kilogram de mandarine. Deci, această provocare constă în faptul că Betty are în față un kilogram de mandarine și va trebui să stoarcă cât mai mult suc din aceste mandarine. Fără și pun pe masă, doar în păhărele. Nu este pus așa o condiție ca să nu pui pe masă, dar tu trebuie evident să te stărui să nu curgă suc pe masă. Da. Deoarece dacă va curge mult suc pe masă, va rămâne mai puțin suc în păhărele. Da. Noi pe masă am pus 5 păhărele, evident că suntem foarte optimiste, dar să vedem câte păhărele a câte 50 de grame va umple Betty cu suc de mandarine. Deci, să începem! Da! Apropo, la această provocare mai participă și canalul Sofia Show. Deci aceasta este o provocare între 3 copii micuți care vor trebui să concureze între ei și să scurgă cât mai mult suc dintr-un kilogram de mandarine. Hai, Betty, să începem provocarea noastră! Da! Eu cred că dăm paharele la o parte, da? Și lăsăm doar unul. Lăsăm doar unul, puniți farfuria mai în față. Iată așa. Și succese! Hai! Asta? Nu e atât de simplu. Wow! Ce de mult suc, Betty! Păi tu ești puternică! Sau mandarinele noastre s-au nimerit cu mult suc. După cum vedeți, mandarinele noastre au foarte mult sâmburi, da? Din două mandarine atât a curs? Ai scurs tot, mai stoarce dacă mai este. Hai. Nu mai scurs. Ei, las, nu chiar tot. Hai. Aproape l-am umplut pe tot. Hai, hai mai repede. O să ne ajungă 9 ori pahare. Paharul are 50 de grame, eu am măsurat. Și așa. Trebuie să-l umpli vârf. Hai. Și e curs pe masă. Fii atent cât curge mult suc pe masă, mami. Mai mult în pahar. Mai mult în pahar? Bine, hai. Wow, deja 4, Betty! Îmi pare că ești bună tu de storcătoare de citișe. Nici nu ne mai trebuie de aia de făcut suc dacă o avem pe Betty atât de puternică. Care doar din jumate de mandarină umple jumate. Da. Cred că și umple pe toate. Da? Eu am pregătit 5 pahare, dar nu m-am gândit că e să le umple pe toate. Hai, ne ajung sau să mai aduc pahare?
La Betty ultimul, al cincilea pahar nu s-a umplut și ea le mai stoarce odată pe celelalte. Copii, să intrați neapărat în videoclipul lui Alex și să vă uitați... Sofia Show. Da, și la Sofia Show și să vă uitați câte pahare de suc au stors ei dintr-un kilogram de mandarine. Gata, Betty. Sunt câte? Egal. 5 pahare de suc! Wow! Nici nu m-am așteptat că e să fie atât de bravo! Eu am luat 5 pahare cu rezervă să ne ajungă, dar tu chiar pe toate 5 le-ai umplut. Eu deja îmi făceam griji că trebuie să mai aduc pahare. Bravo! De aici, după mine, te-ai descurcat foarte bine! Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă v-a plăcut această provocare și scrieți-ne, vă rog, în comentarii cine credeți că o să câștige în această provocare haioasă organizată între copiii vlogeri. Iar dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa, pa! Pa, pa!